Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi voi testa pentru dumneavoastră două device-uri care au aceeași funcție. Este vorba de VVDI2 și de CGDI. Funcția la care mă refer este READ-ISN și pentru exemplificare voi utiliza un DDE7. Acesta este EDC16C35 și are short ISN. Nu este așa important acest funcție pe tipul acesta de calculator, deoarece o pot determina ISN-ul și prin deschiderea ECU. Prin testul pe care îl fac, vreau să arăt modul în care se comportă cele două device-uri în acest caz. Voi trece direct la test. Primul device pe care îl testez este VVDI2. ECU CAN ISN. Vom alege SLIS ISN EDC16 diagram. Vedem că nu este prezentă documentație de conectare deocamdată. A determinat tipul. Self-transfer file. De asemenea, nici VIN-ul nu îl poate determina. Așadar, VVDI2 ratează cu succes citirea ISN-ului. Vom trece la testarea celui de-al doilea device. Bun, am instalat CGDI-ul, deschidem programul. BMW ISN RN. Ok, venim diagram. Iată modul în care ne putem conecta pe acest tip de ECU. De asemenea, sunt date conexiunile pentru toate tipurile de calculatoare suportate. Ok. Deci nici nu a trebuit să selectăm tipul de calculator, l-a determinat singur și vedem că a determinat ISN-ul. Deci este clar, cei de la X-Horse au pierdut competiția, mai au de lucru la programatorul lor. CGDI-ul poate îndeplini această funcție cu succes. De asemenea, cu VVDI am mai avut rateuri și pe alte tipuri de calculatoare, nu e vorba de ceva întâmplător, pe când CGDI-ul și-a făcut treaba cu succes. Ok, concluziile cred că le puteți trage singuri. Vă mulțumesc pentru atenție, cu bine, pe săptămâna viitoare!